adică un nimeni promovat că știai să care o geantă, nu cred că meriți să ai o pensie de 10.000 de lei pe lună. Dar nici nu ți-o poate reduce de la 10.000 la 1.000. Nu se poate trăi cu 1.000 de lei. Ori genunchiul ăsta și imaginează că politicienii de astăzi, când vor ajunge la pensie, vor trăi din ce au furat sau cum. Nu, acest lucru este inacceptabil pentru toată lumea. Da? Plus că mai sunt câteva meserii unde intri la pensie cu salariul pe care l-ai avut în momentul când ți-ai încheiat activitatea asta. Nu e o rușine. Deci nu poți să-i pedepsești numai pentru faptul că au supraviețuit în România PSD-istă 30 de ani. Este absolut abject acest lucru. Deci nu trebuie să ne luăm după niște criminali care au venit la putere și care fac și taie și spânzură după cum le merge lor capul de la o zi la alta. Ăsta este un om care să propună legi când el nu știe să scrie. Îi văd și pe traducătorii ăștia, fac încă o dată un apel la cei care traduc pentru Netflix, pentru HBO, pentru ăștia, copii. Da? Copii să scrie cu doi de i, dar nu copiii. Deci ei sunt, am văzut, urmăresc seriale și filme de genul ăsta până la un punct. La un moment dat când văd traduceri de alea copiii scris cu doi de i, vine să-mi arunc telefonul de mână. Ceea ce de multe ori și fac. Nu se poate, bă, să fie atât de tâmpit. Da? Deci să ajungi la vârsta asta, să ajungi să fii traducător pentru dita mai firmele americane pe care tu nu le stimezi. Sigur că ea nu plătesc bine. Sunt de acord. Dar ce înseamnă să te plătească bine când tu ești analfabet? Atenție. Cât ai vrea să-ți dea ca să faci o traducere? Sigur că este un lucru foarte greu și extrem de util, pentru că fără astfel de traduceri e ca și cum am citit literatură universală numai în limba materna scriitorilor respectiv, nu ne-am descurcat. Nu i-am fi înțeles niciodată pe ruși, nu i-am fi înțeles niciodată pe latinoamericani, nu i-am fi înțeles niciodată pe englezi, da, nu i-am fi înțeles niciodată pe americani, nu i-am fi înțeles niciodată pe germani. Ce făceam? Deci nu puteam să citim nimic dacă nu existau aceste traduceri. Sunt foarte importante și filmul este tot o lectură. De altfel, în franceză, foarte corect să și spune, de fiecare dată când au ei un termen mai delicat un pic decât ai noștri, nu se spune a viziona un film, se spune lecture. Da? Deci lecture înseamnă a vedea un film, ceea ce, până la urmă, într-o traducere de asta de la țară, așa, ar părea că ai citi filmul. Nu. Te uiți la el înseamnă a lectura. Da? Deci este la fel de important acest lucru. Sigur, din păcate, în ziua de astăzi mai sunt traduceri, nu cunosc. Da? Nu știu să scrie numele țărilor, nu știu să scrie numele capitalelor, de fiecare dată când e un termen dintre ăsta, nu știu să-l ortografieze. Oameni tot așa prost pregătiți care au ajuns într-o meserie degeaba. Se vede că ne conduc politicieni de teapa celor pe care îi tot enumerăm în fiecare seară. Ați văzut sondajul mai devreme, intrase chiar și Traian Băsescu să-l comenteze la televizor, un sondaj IMAS, practic aranjat de Kantar, dar aranjat nu în sensul manelistic, ci în sensul de pus în pagină de către cei de la Kantar, într-adevăr în beneficiu Parlamentului European, care se presupune că ar fi comandat acest tip de sondaj, dar nu este făcut de ei, cum imediat a intervenit și Traian Băsescu, pentru că nu-i conveneau rezultatele, PMP-ul ar fi sub pragul de 5%, deci nea Traian n-ar merge la Bruxelles în aceste condiții. PNL-ul 25,2, PSD la 4%, 21,5, aproape la 4%. Pe poziția 3, în urcare, USR plus 17,7 și de asemenea ALDE cu 12,7. Vă reamintesc că ALDE va candida independent, adică de sine stătător la aceste alegeri și nu alături de PSD. Victor Ponta cu Pro-România are 11,2, UDMR 5,1 și spuneam PMP sub pragul electoral de 4,7. Nu mai este mult până pe 26 mai, o lună și câteva zile. Sigur, tensiunea crește din punctul ăsta de vedere pentru cei cu adevărat implicați, dar nu este totul bătut în cuie. Evident că aceste cifre sunt menite să evolueze în următoarea perioadă. Tudorel Toader, de acum fostul ministru al Justiției, și-a dat demisia. Este o ieșire până la urmă pe poarta principală, să o spunem. Sunt de acord cu ce spunea Traian Băsescu mai devreme și nouă ne-a fost antipatic dintotdeauna Tudorel Toader, chiar dacă nu l-am cunoscut de așa de multă vreme și n-am avut practic niciun raport niciodată cu el. Dar, într-adevăr, finalul acestei
cariere a sa la Ministerul Justiției, nu foarte lungă, până la urmă 2 ani și câteva luni, în calitate de ministru al Justiției, se termină în coadă de pește pentru partidul său și nu pentru el, așa cum părea la un moment dat, când Tudorel Toader era în mociri la exprimărilor nefericite, de unde părea că nu va mai ieși niciodată, acel ie pe care îl folosea aproape ca un handicapat la un moment dat, defazat cu epoca în care trăia, nu se mai vorbește bre, ca în anii 60, în România de astăzi, a secolului 21, deci era ridicol la un moment dat în exprimările sale, a sfârșit totuși până la urmă prin niște măsuri demne, curajoase, se pare că i-o fi venit mintea la cap, ama nu știm care sunt cauzele, e adevărat, nu o să-l petrecem ca pe un sfânt dincolo de cortină, dar în orice caz trebuie să-i aducem acest omagiu din partea națiunii române pentru că a reușit să se opună unui proiect absolut criminal al Partidului Social-Democrat care încearcă să subjuge această țară considerând-o încă imatură și bătându-și joc de ea în fiecare zi. Dădea nesocotitul de Codrin Ștefănescu exemplele Iașului și Botoșaniului că vine lumea și cum îi sprijină. Ai curajul să te duci la Târgu Mureș la meeting, Codrine? Acolo unde ați vândut România? Ai curajul să te duci la Cluj-Napoca în centrul orașului și să le spui ce le spuneai amărâților de botoșeneni? Adevărul e că România este o țară cu mai multe viteze. Da? Și realitatea nu este aceeași peste tot? Evident că nu. Dar aveți curajul să vă duceți la Toplița în județul Mureș să le vorbiți românilor de acolo, este o localitate majoritar românească. Aveți curajul vreunul dintre voi? Nu mai ieșiți vii de acolo, vă garantez. Da? Pentru că ați vândut România și nu ați apărat-o. Deci nu sunteți patrioți, dimpotrivă sunteți niște lași. Când botoșani nu vedea nimeni să vă fure țara. Da? Și sigur că acolo vă puteți duce și vă lăuda că o să faceți nu știu ce. Din păcate încă n-ați făcut nimic. Când o să ajungă pensionarii din Botoșan sau din Vaslui la pensiile pe care le au alți europeni, da? Britanici, francezi, olandezi, belgieni, atunci vă puteți lăuda. Măcar la capitolul ăsta, dar până când tot ultimii sunt cei pe care mințiți de atâția ani acolo, nu vă puteți lăuda. Și încă o dată, răspundeți la întrebările esențiale. Ați făcut avere și nu puteți să o justificați. Da? Lăsați asta cu justiția, că dumneavoastră n-aveți nicio pregătire în justiție. Încă o dată, dacă alții nu știu ce întrebări să vă pună, vă lansez eu de la distanță întrebările astea. Dumneavoastră nu sunteți un expert, ci nici Liviu Dragnea nu e. Iar al de Nicolicea, care au făcut facultatea de drept la fără frecvență în județul Mehedinți, n-au nicio pricepere, nicio cădere să dea astfel de exemple și să modifice legi în România. Că nu poți, că a fost mecanic, să schimbi legile în România. Mă înțelegeți? Deci degeaba vii și spui lucrurile astea că s-au făcut dosare. Nu le poți tu judeca. Cei care au făcut dosare erau procurori. Tu nu ești procuror. Da? Asta este. Și dacă ai ajunge procuror, rolul celor care era acolo, ăsta era. Nici nouă nu ne convine ce faceți voi. Da? N-avem ce să facem. Până la urmă, decât să-i informăm pe cetățeni de ceea ce se întâmplă. Ceva nu putem să facem. Nici nouă nu ne convine. Da? Măsura asta pe care ați impus-o de austeritate generală în România și de căpătuire personală. Să puneți justiția cu botul pe labe. Deci asta este o altă problemă la care nu puteți să răspundeți. Nu asta trebuie să aranjați justiția așa cum vă convine numai pentru că ați ajuns la putere și că sunteți ranchiunoși. Deci astea sunt problemele la care trebuie să spuneți. Cu ce drept faceți asta? Că v-a ales lumea? Atunci alegeți și voi niște oameni capabili care să lucreze la asta. Dar întrebați oameni capabili, nu PSD-iști. Singurul criteriu al unui om pe care îl considerați dumneavoastră capabil astăzi este să fie amicul vostru. Este vreunul care vă înjură și pe care îl respectați? Nu, i-ați dat pe toți afară. Știți ce face Adrian Țuțuianu? A avut funcții de mare responsabilitate. A fost ministru apărării. De exemplu, în România, da? Împarte pliante pe la sate. El a plecat din PSD după marele puci atunci. Era dizidentul numărul 1, Adrian Țuțuianu, la un moment dat, în tabăra aia care s-a lichefiat finalmente, cu Gabi Firea și cu ceilalți. Uite, cam așa se plimbă. Ăsta este. Uitați-l acolo. Nimeni și că nu-l mai bagă în seamă. În România rurală, profundă,
în parte pliante din partea partidului lui Victor Ponta. Ăla era Adrian Țuțuianu, fraților, care a fost la un moment dat baron de Dâmbovița, Dumnezeu în Dâmbovița. Era el și după aia era Dumnezeu cu amintirile, cu ce mai rămăsese din el. Da? Dâmbovițenii se rugau la Adrian Țuțuianu. Adrian Țuțuianu conducea apărarea. Adrian Țuțuianu era la comisii. El era tăia și spânzura. Astăzi este nimeni, bă. E bine, după imaginea asta, sigur, vor mai fi și alții care nu și-au găsit rostul. Poate că nu avea nici Victor Ponta funcții de împărat pentru toată lumea în partidulețul ăla lui. N-avea. Ăștia îl consideră trădător. A văzut Codrin și cu... Păi în curând o să ajungă și Tăriceanu, îmi pare rău să vă spun, exact în aceeași situație. Noi o să frecăm mâinile, dacă ne permiteți, încă de pe acum. Proștilor din PSD. Da? Pentru că ați văzut declarațiile lui Tăriceanu. Dacă nu le-ați înțeles, vă traduc eu. Candidatura comună la președinție PSD-ALDE înseamnă candidatura lui Călin Manechin Popescu Tăriceanu. Ori, nu cumva ați înțeles altceva. Dacă nu va fi așa, atunci ne pare rău, dacă Călin Popescu Tăriceanu nu vă mai susține. Și la alegerile prezidențiale, el va vota cu Klaus Iohannis. Atenție mare! Pentru că el nu stă acolo așa numai ca porcul în coteț. Da, ascultă el, da, mai face că nu înțelege, sigur își bate joc de țara asta, o siluiește, o umilește, dar pentru asta pretinde. Nu vă să credeți că un limbric ca Liviu Dragnea îi stă în cale dita mai lui Călin Popescu Tăriceanu. Când Tăriceanu era un politic, Liviu Dragnea umbla cu pălăria aia de paia lui Tasu în cap. Da? Era un fel de văr al lui Tănase Scatiu. Paiul în gură, pe uliță, desculți. Deci să nu-l confundați totuși pe Tăriceanu, că era multimilionar deja la vremea respectivă. Dragnea era un țăran, n-avea nici măcar încălțări. Deci să nu creadă Liviu Dragnea, măi Codrine, că sunteți mai deștept decât ăsta. Pentru că dacă nu, asta se va întâmpla. Vă va lăsa și va deveni un fel de Victor Ponta. Nu știu dacă o să aveți curajul să spuneți și de el ce spuneți astăzi de Ponta. Pentru că dacă o să spuneți asta, o să vină și ăsta să vă spună. De asta ne frecăm mâinile. Pentru că știam că nu o să vă înțelegeți. Ori nu cumva să credeți că Tăriceanu, când pretinde că va fi o candidatură comună, își imaginează că o să puneți pe unul de la PSD. Adică pe cine? Pe Liviu Dragnea, candidat. Și în ce face? Să uită. Tăriceanu stă și să uită. Îmi candidează Dragnea. Hai să fim serioși. Da? Dacă ar fi fost o candidatură PSD-istă, atunci ne-ar fi spus domnul Tăriceanu. PSD-ul merge de sine stătător, că este un partid mare, un partid vaccinat, și noi, ALDE, o să avem candidatul nostru. ALDE nu există. ALDE este Călin Popescu Tăriceanu. Da? Gunoaielor. Păi asta este. Și atunci, dacă nu-l puneți pe domnul Tăriceanu și se întâmplă ca în scrisoarea pierdută, o să aveți de suporta consecințele. Și tovărășelul Dragnea nu va lua sărăcuțul de el, să asigur, în condițiile în care justiția îl va favoriza până atunci, nu va lua decât brumușoara aia de voturi cu care se va face pur și simplu de râs. Și ce o să spuneți, domnul Ștefănescu? Dumneavoastră credeți că niște imbecili o să guverneze țara pentru istorie? Uitați-vă bine la noi. Am trecut și peste hoți mai mari. Da? Am trecut peste 25 de ani de Ceaușescu. Credeți că niște analfabeți ca dumneavoastră o să ne oprească? Poate pe noi personal, da. Dar credeți că țara asta totuși se va opinti în niște amărâți de ăștia care nu știu să scrie numele cum sunteți voi în PSD-ul de astăzi? Hai să fim serioși. Da? Marele dușman al poporului Klaus Iohannis, că nu face, că nu spune nimic. Dar voi ce ați făcut, bă, băieți? Voi, dacă vă duceți la Bruxelles, faceți ceva? Voi reprezentați țara, că nu vedeți că nici nu vă mai acceptă ea partidul? Păi ce dialog să mai aibă Europa cu voi, bă? Sigur, este de blamat, dar asta o facem noi, nu o faceți voi, bă. Da? Hoții națiunii. Ați furat țara asta, ați fost în stare să faceți ceva, bă. O furat și alții, uite ăștia prin Peru. Dar au făcut, bă. Acolo tot mai este câte ceva. Pentru banii ăștia, unul ca Adrian Severin ne trage de urechi și acum. Aia își pagă, mă, să iei 1 milion de euro când voi luați asta pe minut.
toți hoții ăștia care au condus, unde-s mă banii României de 30 de ani? Voi veni să spuneți că ăsta își bate joc de România, că l-ați prins voi cu casele alea, dar voi de unde v-ați făcut, mă, case? Voi de unde v-ați făcut, mă, palate, temple? Din ce vă țineți, mă, copiii? Că sunteți analfabeți, mă. De unde, mă? Din ce bani? Nu este uluitor să vii și să spui așa ceva, că fură alții? Te deranjează că a furat ăla? Când tu ești ultimul hoț, mă? Te deranjează că fură ăla mai mult decât tine? Vrei să-l pui cu botul pe la mine? Nu va ajunge, mă, cât a furat? Cum să vii să spui așa ceva, mă?